Deci. Repede acasă. Că nu. Fă-i cu mâna aici. Prima cameră la 60 de lire. Baia. Mă interesează să-mi aduc aminte că aici au apă caldă și apă rece separat. Și cu duș. Așa se dușul. Așa. E măcar că noi am venit într-o casă nouă. E, da. Care e frumoasă, care o să mâncăm. O să mâncăm. Bine. Și aceasta a fost prima noastră cazare în Edinburgh. 60 de euro am plătit cu mic dejun inclus. A fost arvuna unei experiențe de neuitat. În Scoția, iată, primul răsărit de soare în Scoția, cu un cer care se aprinde efectiv. Și de aici a început aventura noastră. O să pun imediat și ultima cazare, pentru că am terminat tot în Edinburgh excursia. Și o să vedeți și aceasta cum arăta. Da, am ajuns la Edinburgh. Am uitat să filmez toate cazările pe unde am fost, dar da, acolo stai. Dar aici, bine cum am să aminte din timp, asta e cazarea cu un pat dublu și un pat simplu. Acesta este view-ul către o pădure. E frumos. Camera spațioasă și am plătit pe două nopți 100 și aproape 40 de lire, adică vreo 70 de lire pe noapte, fără mic dejun inclus, nu ne trebuia. Are dușul da. Fix, minus. A, capul dușului este fix, da, nu e un minus, cred că se și fixează, da, se mișcă, se reglează, așa, da, e ok. Foarte, foarte ok camera, cam atât, încuiem, mergem să luăm bagajele. Deși zona Edinburgh-ului a fost locuită timp de mii de ani, o atestare documentară a acestui loc organizat administrativ se poate urmări de la începutul evului mediu, când populația din această zonă, gododinii, au construit aici o fortăreață, probabil pe stânca unde este castelul din Edinburgh astăzi, nu se știe exact unde. În secolul 7, anglii, de unde s-a dat numele țării Anglia, au atacat pe gododini, au invadat fortul, l-au cucerit și au luat numele pe care îl dăduseră gododinii acestui loc, Dun Eiden, au luat pe Eiden și l-au atașat de burg, care înseamnă cetate, fortificație, întăritură, echivalentul burgurilor din Germania. Astfel, cetatea Eidenului, Edinburgh, este numele compus al Edinburgh-ului de astăzi. Astfel că această regiune a rămas a anglilor până în 1018, când scoții au recucerit-o și a devenit ulterior capitala Scoției. Ceea ce ar fi de povestit este că la grădina botanică am întârziat 9 minute. Plătisem parcarea, dar am depășit cu 9 minute și nenea tocmai venise și pusese amendă. Și am explicat, amendă, nu pentru că am depășit, pentru că am parcat la o mașină, am plătit, pardon, la o mașină greșită care mi-a luat banii, mi-a dat bilet, dar zice el că trebuie să plătesc la alta, deși nu scria nicăieri. I-a dat și la o tanti scoțiancă din Edinburgh, de lângă mine, pentru același motiv, amendă. Că a plătit, trebuie să plătesc la altă mașină, deși nu scria nicăieri. Mașina mi-a luat banii, mi-a dat bilet, l-am pus în parbriz, a fost ok. Partea cea mai interesantă este faptul că în timp ce vorbeam eu cu omul ăsta și spuneam că nu e normal ce face, cum pentru 9 minute și pentru că nu scrie nicăieri că trebuia să plătesc altundeva, pentru asta să-mi dea amendă, nu e normal. Nici n-am apucat să văd cât e amendă, eram cu amenda în mână,
și m-am dus la el. Și vorbind eu cu el și spunând că nu e normal ce face, mai ales că nu scrie, cum am spus nicăieri, că n-ar fi trebuit să plătesc acolo și mașina funcționa și era lângă mașina, mașina de parcare de bilete și era chiar lângă mașina mea. A venit o doamnă, o scoțiancă, i-a zis că dacă poate să facă ceva, că nu e ok, și când i-a zis că nu poate să facă nimic, mi-a luat biletul din mână. Doamna și a zis, lasă că îți plătesc eu amenda, bucură-te de Scoția. Că tot mai spusem omului că e ultima mea zi în Scoția, cum să primesc amenda iurea așa? Și tanti mi-a luat amenda și o scoțiancă. Și zice, îți plătesc eu amenda, nu te preocupa, bucură-te de Scoția. Deci, i-am spus omului că, mă rog, nu e ok ce face. Și el îmi spune că totuși scoțienii sunt ca doamna respectivă, nu ca el. Cam asta a fost ideea. Da, iată că scoțienii nu sunt, nu numai că nu sunt proverbial de zgârciți, deși unii cu siguranță sunt, dar nu că scoțieni, peste tot sunt așa, dar să-ți ia amenda din mână un necunoscut și să-ți plătească amenda e ceva ce nu întâlnești în alte părți. Catedrala. Aici probabil e Consiliul Municipal, probabil. Catedrala St. Giles a fost fondată în 1124 de regele David I și a funcționat ca biserică pentru circa 900 de ani. A văzut toată istoria religioasă turbulentă a Scoției, a văzut începuturile războiului civil și a fost biserica de parohie a lui John Knox în timpul reformațiunii. O să vedem, chiar o statuie a lui John Knox este pe partea dinspre ieșire a catedralei. Astăzi, catedrala St. Giles este deschisă pentru oricine, fie pentru servicii liturgice, fie doar pentru vizită, cum a fost cazul nostru, pentru diferite concerte de muzică. Cei care ați văzut, era afișul la intrare cu un concert de Mozart și Vivaldi, parcă, și istoria cuprinsă între zidurile ei. Pe lângă aceasta, diferite servicii civice sunt ținute aici în această catedrală, cum ar fi cel mai nobil ordin al spinului, care este un ordin specific de onoare al Scoției. Vestita milă regală a Edinburgului începe la Holyrood Palace, continuă pe la Catedrala St. Giles și se termină la Castelul Edinburgh în capătul celălalt. Deci acestea sunt cele trei mari puncte de vizitat pe Royal Mile. Ăsta e anvonul, superb sculptat, superb sculptat. Când vizitezi Catedrala St. Giles, e bine să ai în vedere să nu pierzi capela spinului, cum spuneam, este cel mai distins ordin cavaleresc al Scoției și acolo poți să vezi diferite simboluri, efigii, lucruri foarte interesante și de asemenea poți să urci pe acoperișul catedralei
ca să ai o vedere de ansamblu mai largă asupra mirii regale. Totodată, peste drum de catedrala St. Giles, se găsește Real Mary King's Close, un loc unde poți să afli mai multe lucruri despre cum arăta Edinburghul în perioada celebră a ciumei negre din Europa secolului XIV. Archibald Campbell, marchizul de Argyll. Wow! Ce somptos! Deci aici e mormântul lui. Și peste mormânt făcută scultura asta. Deci zice, am pus coroana pe capul regelui și el m-a trimis să moștenesc o coroană mai bună decât a lui. John Knox, unul dintre mari reformatori religioși ai Scoției. Un om de o reputație și de o cultură extraordinare. Cam cum au fost în general reformatorii religioși. Cam asta este. Mare, foarte frumos. În timpul secolului XIV a început să se dezvolte comerțul la Edinburgh, acesta devenind foarte cunoscut pentru lâna sa exportată din Port Leith împreună cu diverse bunuri din piele. În același timp, vitele se vindeau la poarta vacii, iar cerealele și hameiul se vindeau ambele la piața de verdețuri. Deși au fost multe bătălii constante împotriva englezilor, castelul de Edinburgh a fost capturat între 1296 și 1322, iar în 1385 catedrala și primăria, cum am zice astăzi, au fost arse de englezi. Cu toate acestea, Edinburghul s-a dezvoltat și a devenit tot mai prosper și în secolul XV, cum spuneam și mai înainte, a devenit capitala regală a Scoției, iar palatul Holyrood a fost construit în secolul XVII pentru Charles al II. Astăzi, castelul Edinburgh domină orașul, dar foarte puțin din construcția inițială din secolul XI se mai regăsește în castelul actual. Cât de... No problem. Suntem la castelul din Edinburgh, stai să imaginea fie bine, de? Castelul din Edinburgh, unde nu o să mai intrăm pentru că ne-am săturat de castele. Am văzut câte unul, chiar și două pe zi, așa că am hotărât de la bun început că azi mai bine mergem la grădina botanică decât la castel. Cred că merită văzut, vă recomand să intrați, am văzut fotografii, filmări, e frumos, e modern, e mare, iată. Acesta este foarte frumos, dar
Am hotărât să dedicăm timpul, iată, pentru altceva astăzi, pentru că, așa cum am zis, am văzut pentru ocazia asta, în 9 zile, nu știu câte să, nu stau cum să număr, dar am văzut 8 sau 9 castele. Din cauza suprafeței restrânse de numai 57 de hectare, vechiul oraș al Edinburgului a devenit foarte populat în secolele 16-17, odată cu explozia de populație, ceea ce a făcut ca toate clădirile să înceapă să se construiască tot mai înalte, făcând totuși ca astăzi să nu avem parte de un oraș cu clădiri foarte înalte care să obtureze vederea de ansamblu, ci un oraș foarte frumos, echilibrat, un oraș plăcut în care să vii și a doua oară, un oraș pe care îl vom revizita cu drag. Cam atât din Edinburgh pe data viitoare.